Bună ziua și bine v-am găsit la o nouă emisiune After School Învățăm Împreună. Ei bine, astăzi vreau să mergem direct, direct în istorie și să vorbim despre un popor migrator pe care voi l-ați văzut poate în seriale sau poate ați despre el. Astăzi vom discuta cu Marcel, proful de istorie, despre vikingi. Salutare, sunt Marcel, sunt proful tău de istorie și spun bine ai revenit la o nouă ediție After School, locul în care te ajut să înveți și învățăm împreună. Astăzi sunt Ragnar, cum adică Ragnar, Ragnar Vikingu, pentru că astăzi vreau să vă vorbesc despre cine au fost vikingii. Contrar a ceea ce știe multă lume, vikingii nu reprezintă acel serial de televiziune la care vă uitați zilele astea cu interes. Nu, vikingii au reprezentat un popor de migratori care au existat de adevăratelea și care au băgat spaima în jumătate din Europa. Doar atât, atât. Strămoșii vikingilor au fost popoare germanice, care, în urmă cu aproape 2000 de ani, înainte de epoca vikingilor, au început să migreze din nord-vestul Europei spre Danemarca, Norvegia și Suedia, adică peninsula scandinavică. Ca și strămoșii lor, vikingii, chiar și cei care luau parte la incursiuni, ce să vezi că ei la bază erau de profesie agricultori. În regiunile cele mai reci ale Scandinaviei, oamenii își câștigau traiul, îndeosebire din vânătoare. Pescuit și prinderea balenelor. Negustorii vikingi trăiau în comunități mai mari. De aici plecau cu corăbiile lor robuste de-a lungul rutelor maritime comerciale ale Europei. Dar ce anume a făcut ca acest popor, aparent inofensiv, să iasă din umbră și să ajungă renumit uh, într-o singură generație? O explicație ar fi uh, creșterea demografică, suprapopularea. Însă, mulți istorici consideră că acest lucru s-ar putea aplica doar în cazul celor care trăiau în vestul Norvegiei, întrucât aici terenul arabil era destul de puțin. Majoritatea vikingilor din primele generații căutau să acumuleze bogății, nu pământ. Acest lucru este valabil îndeosebit în cazul regilor și căpeteniilor care aveau nevoie de venituri mari pentru a rămâne la putere. Alți vikingi au părăsit Scandinavia probabil pentru a scăpa de dușmăniile dintre familii și de conflictele regionale. O altă explicație ar fi că era ceva obișnuit ca bărbații vikingi bogați să aibă mai multe soții. Ca urmare, ei aveau și mulți copii. Însă de obicei doar fiul primul născut primea moștenirea familiei, lăsându-i pe frații și pe surorile lui mai mici să-și poarte singuri de grijă fii dezmoșteniți se organizau într-un fel de gășcuță, așa, un fel de grup mare și periculos de războinici care era obligat să se descurce singuri folosind orice mijloace, indiferent că aceasta însemna să cucerească teritorii în propria lor țară sau să facă piraterie în afara granițelor ei. Vikingii aveau mijlocul de transport potrivit pentru atacurile lor rapide. E vorba despre acea langskip, sau navă lungă pe care ați văzut-o în serialul de care vă spuneam mai devreme. Istoricii elogiază această corabie spunând că este una dintre cele mai frumoase realizări pe plan tehnologic de la începutul evului mediu. Având un pescaj mic și fiind propulsate de o velă sau de vâsle, aceste corabii elegante au făcut din vikingi stăpânii tuturor mărilor, lacurilor și râurilor din zonele controlate de ei. Unii istorici afirmă chiar că în zorii epocii vikingilor, s-au ivit pe la jumătatea secolului al VIII-lea, cu puțin timp înainte de incursiunea vikingilor în Britania. Indiferent că a fost așa sau nu, în urma acestei incursiuni, vikingii au ajuns în atenția celorlalte popoare. Nu de bine, vă asigur. După Anglia, ei s-au îndreptat spre Irlanda și aici ținta atacurilor fiind mănăstirile pline de comori. Cu lang schipurile pline de prada luată și cu sclavi, vikingii navigau spre casă, unde uh, se adăpostau pe perioada iernii. Însă, în anul 840, uh, ei au întrerupt acest obicei, uh, ajungând la concluzia că poate e mai simplu să rămână să ierneze în locurile pe care le prădau. De fapt, orașul irlandez Dublin, de pildă, a fost la început, ce să vezi, o enclavă a vikingilor. Prin 850, ei au început să ierneze și în Anglia. Prima lor bază fiind insula Tenet, aflată în apropierea gurii de vărsare a fluviului Tamisa. Nu peste mult timp, vikingii danezi și cei norvegieni au sosit în insulele britanice, dar de data asta nu mai era vorba doar de niște grupuri de luptători care făceau incursiuni rapide, ci de armate serioase, domne, soțite, cu flotile de lang Unele dintre aceste nave măsurau până la 30 de metri lungime și aveau la bord până și uh, aproape 100 de luptători. În anii care au urmat, vikingii au cucerit nord-estul Angliei, regiune care a ajuns să fie cunoscută sub numele de Danelaw, deoarece aici domina cultura și legea daneză. Cu toate acestea, în sudul Angliei, mai precis în Wessex, regele saxon Alfred și urmașii săi i-au ținut pe vikingi la distanță. Însă, după o mare bătălie purtată la Ashington în 1016 și după moartea regelui Edmund al Wessexului, survenită în același an, Conducătorul viking Canut, care se declara creștin, a devenit un, unicul rege al Angliei. Ceva mai târziu, vikingii danezi au început să facă incursiuni și în regiunea numită pe atunci Frisa. E vorba de regiunea de coastă Europei, care se întindea aproximativ din Danemarca până prin Olanda. De aici au vâslit înaintând pe cursul Norfluvii, cum ar fi Loara sau Sena, și au prădat orașele și satele din inima Europei. În 845, vikingii au jefuit chiar și Parisul. Regele franc Carol cel Pleșuv le-a plătit vikingilor 7000 de livre, asta însemnând, stați jos, vă rog, 3000 de kilograme de argint, doar ca să plece din oraș. Însă ei s-au întors și au jefuit și orașele aflate de dincolo de Paris, ajungând până la Troie, Verdun și Toul. Vikingii au navigat înspre Spania și Portugalia, unde prima lor incursiune consemnată a avut loc prin 844. Au prădat acolo mai multe orașe mici și chiar au ocupat pentru o perioadă orașul Sevilla. Cu toate acestea, apărătorii arabi au opus o rezistență atât de sălbatică încât vikingii au fost rapid înfrânți, iar forțele lor armate au fost distruse aproape complet. Însă, vikingii s-au întors în 859, de data aceasta cu o flotă de 62 de nave. După ce au devastat regiuni întregi din Spania, au făcut incursiuni și în nordul Africii. Chiar dacă navele lor erau pline până la refuz cu prada luată. Ei s-au îndreptat spre Italia și au prădat orașele Pisa și Lina în trecut luna. Vikingii din Suedia au navigat spre est, traversând Marea Baltică și pătrunzând pe unele dintre cele mai mari canale navigabile din Europa răsăriteană, Volhov, Lovat, Nipru și Volga. Navigând pe aceste cursuri de apă, ei au ajuns în cele din urmă și la Marea Neagră și la bogatele teritorii ale Imperiului Bizantin. Unii negustori vikingi au ajuns chiar până la Bagdad, Coborând pe fluviul Volga și traversând Marea Caspică. În cele din urmă, căpeteniile suedeze au devenit conducătorii imenselor teritorii slave de pe fluviile Nipru și Volga. Invadatorilor li se spunea Rus, nume din care unii cred că ar provine cuvântul Rusia sau țara rușilor. Vikingii norvegieni și-au îndreptat atenția spre multe dintre insulele îndepărtate. De exemplu, prin secolul al VIII-lea, i-au ocupat insulele Orkney și Shetland. Iar în secolul al IX-lea, au ocupat insulele Feroe, Hebride și estul Irlandei. Până și Islanda a fost colonizată de Vichingi. Erau foarte plimbăreți, ați înțeles ideea. Aici, în Islanda, au înființat un soi de, un soi de parlament, numit Alting. Funcționând și astăzi ca un organ conducător al Islandei, Altingul este cea mai veche adunare parlamentară a Occidentului. Prin 985, un viking pe nume Eric cel Roșu întemeiază o colonie unde, credeți, în Groenlanda. Mai târziu, în același an, un prieten de-a lui, pe nume Bjarni, pornește din Islanda pentru a se alătura părinților lui aflați în Groenlanda. Însă vasul pe care se afla a fost purtat de vânt, a deviat de la traseu, trecând de, uite așa, pe lângă Groenlanda. Și el a fost probabil primul normand care a zărit America de Nord. E, da, asta e o altă poveste despre care o să vă spun într-o ediție următoare. Dragilor, vorbim despre vikingi, sunt Marcel, sunt proful vostru de istorie și vă îmbrățișez pentru răbdarea cu care m-ați urmărit astăzi. Suntem la After School, locul în care te ajut să înveți și învățăm împreună. Acum să trecem la matematică. Care este procentul de admirație al vostru pentru Alina? Ei bine, probabilitatea este foarte mare. Da, la matematică vom discuta astăzi despre procente și probabilități. Bună, sunt Alina, profata de mate. Astăzi o să învățăm despre procente, probabilități și despre elemente de organizare a datelor, lecție ce face parte din programa clasei a 6 Acum, noi despre procente am vorbit și în clasa a 5 când eram puțin mai mici. Acum îl vom numi raport procentual și vom vedea unde îl folosim mai mult în organizarea datelor decât la shopping, așa cum l-am învățat anterior. Așa că să mergem la tablă. Pe la 100, adică pe supra 100, se numește raport procentual. Bun. Deci avem așa. P supra 100, pe care îl scriem și ca pe la 100. Ce înseamnă că un număr A reprezintă P la 100 dintr-un număr B? Înseamnă că A este egal cu P la 100 ori B. Da? Reprezintă, l-am tradus în egal, iar din înseamnă înmulțire. De-a lungul timpului, noi vrem să-l aflăm când pe A, când pe B, când pe P. Depinde de problemă. Hai să vedem trebuie să determinăm numărul natural x știind că x reprezintă 40% din 45. Deci, la mic vom avea că x este egal cu 40% din, adică ori, 45. Deci, x va fi 40 supra 100 ori 45. Și acum vom simplifica, o să încep cu zerourile. 10 cu 45, prin 5, și vom avea 9 și 2, și mai putem simplifica acum 4 cu 2, da? Ne rămâne aici un 2 și aici un 1. Deci, x va fi 2 supra 1 ori 9, deci 2 ori 9, adică 18. 18 reprezintă 40% din 45. La B. Avem că 9 reprezintă 15% din X. Deci 9 este egal cu 15% ori X. Noi vrem să îl aflăm pe X, da? Și atunci 9 va fi egal cu 15 supra 100, ori X. Simplificăm fracția prin 5 și vom obține 3 și 20. Deci vom scrie că 9 este egal cu. 3 pe 20 ori x îl pot scrie ca 3x supra 20 și acum înmulțim pe diagonală vom avea că 3x este egal cu 9 ori 20 deci x este 9 ori 20 totul supra 3 vom simplifica 3 cu 9 prin 3 x va fi 60 deci 9 reprezintă 15% din 60 iar la ce mic? 13 reprezintă x la din 25. Deci vom scrie asta ca 13 egal cu x la 100 ori 25. Bun. Vom transforma în fracție x supra 100 ori 25. Simplificăm 100 și 25 prin 25 și ne rămâne jos 4. Deci 13 va fi egal cu x supra 4, x este egal cu 13 ori 4, deci x o să fie egal cu 52. Bun. Uite, dacă aș vrea să văd cât la sută din numărul de zile lucrătoare ale săptămânii reprezintă zilele în care apar la TV, adică 3, ce ar trebui să fac? Păi ar trebui să spun că 3, numărul de zile în care apar, este pe la sută din 5. Da? Deci, prin urmare, cum aș putea să-l scot pe acest pe la sută? Pe la sută este egal cu 3 supra 5. Da? Aici trebuie să împart prin 5 ca să-l aflu pe pe la sută. Deci, să mai spun o dată. Am zis așa că din 5 zile apar în 3. Deci, procentul este de 3 supra 5. Ok? Și acum, ce aș putea să fac? Mă uit la numitorul fracției care este 5 și mă gândesc dacă aș putea să amplific cumva fracția ca la numitor să avem 100. Bineînțeles că putem să facem asta amplificând cu 20, deci pe la 100 va fi egal cu 60 pe 100, deci 60%. Bun, Asta înseamnă că este o probabilitate destul de mare să mă vedeți într-una din zile la TV. Dar, ce este o probabilitate, de fapt? Când vorbim de o probabilitate, ne referim la probabilitatea ca un eveniment să se întâmple. Ea este formată din raportul dintre numărul de cazuri favorabile pe numărul de cazuri posibile. Deci, vom scrie că P egal cu Nr caz fav, pe nr caz pos. De exemplu, probabilitatea să mă vezi la TV începând cu ora 13.20 într-o zi a săptămânii este de 3 pe 7, da? Pentru că nr caz fav este 3, da? 3 zile și nr caz pos este 7. Deci asta înseamnă că P este egal cu 3 supra 7. Probabilitatea este cumva un mod de a spune da sau nu. Adică dacă probabilitatea este 1, acest raport este 1, atunci evenimentul se întâmplă cu siguranță. Iar dacă probabilitatea este 0, atunci nu se va întâmpla niciodată. Așadar, probabilitatea este un număr cuprins între 0 și 1, deci o fracție subunitară. Reținem asta ca nu cumva să inversăm formula. Probabilitatea o folosim și în prognoza meteo, sau atunci când dăm cu banul. Poate vrem să vedem cine bate nușa, nușa de la cancera, cancelarie. Cum facem fără să ne certăm? Păi dăm cu banul. Cineva alege tema sau banul. Probabilitatea să pice oricare dintre cele două fețe este de 1 pe 2. Dacă am transforma într-un raport procentual, vom obține 50%. Să vedem acum niște tipuri de probleme în care folosim și procentele, dar și probabilitatea la examenul de evaluare național. Bun, un obiect s-a scumpit cu 10%, apoi a urmat o ieftinire de 5%, ajungând să coste 1045 de lei. Aflați prețul inițial al obiectului. Deci o să zicem așa, fie X preț inițial. Deci obiectul s-a scumpit cu 10%. Mai întâi trebuie să văd ce reprezintă 10% din X și să adaug, da? Să adaug lui X. Deci pot să scriu așa, că prima scumpire, da, de fapt a fost o extindere, apoi de scumpirea reprezintă X plus 10% ori X. Putem să notăm asta cu Y, da? Și acesta este preț după scumpire. Apoi, obiectul nostru s-a ieftinit cu 5%, da? dar s-a ieftinit din noul preț. Și atunci pe Y trebuie să-l ieftinim, deci din Y trebuie să scădem 5% din Y, ajungând să coste 1045 de lei. Deci știu prețul final de 1045 de lei. Și acum trebuie să-l aflăm pe X, deci trebuie să aflăm prețul inițial. Păi, putem mai întâi să-l aflăm de aici pe y, nu? Avem că y minus 5 pe 100 ori y este egal cu 1045. Vom simplifica 5 cu 100 prin 5 și ne va rămâne 1 pe 20. Deci, practic, avem că y minus y pe 20 este egal cu 1045. Și acum aduce la același numitor sau aș putea să înmulțesc totul cu 20 și membru stâng și membru drept și vom avea că 20Y minus, atenție aici, 20 cu 20 se vor simplifica, minus Y va fi egal cu 1045 ori 20. Nu voi face încă înmulțirea, o să vedeți de ce. Apoi avem 20Y minus Y care este 19Y 19Y este 1045 ori 20. Bun, deci să îl aflăm pe Y. Și vom avea așa, că Y este 1045 ori 20 supra 19. Și acum să vedem dacă 1045 se simplifică cu 19. Ne rămâne 1, aici vom avea 55. Deci Y va fi 55 ori 20, adică avem un 0, 0 și cu 1, 1100 de lei. Deci prețul după ieftinire, este de, după scumpire de fapt, este de 1100 de lei. Și atunci noi știam că el s-a scumpit cu 10%, ne va da 1100 și atunci X+. Plus. 10 pe 100 ori x este egal cu 1100. Simplificăm, înmulțim cu 10 și vom avea că 10x plus x mai adăugăm aici un 0. 11x este 11000. Deci x va fi evident 1000 de lei. Bun. Un pescar a lansat undița de 80 de ori și a pescuit 10 crab și 6 bibani. Aflați, aflați probabilitatea ca pescarul să pescuiască un crap. Deci, haideți să vedem. Nr. Caz. Fav. Favorabile sunt cele în care se întâmplă evenimentul, adică a pescuit un crap. Deci, 10. Iar nr. Caz. Pos. Posibile sunt toate cele 80 de aruncări de undiță, nu? Deci 80, și atunci P-ul care este nerăcaz FAV pe nerăcaz post va fi 10 pe 80, deci 1 pe 8. La B mic ne întreabă care este probabilitatea ca pescarul să pescuiască un biban. Deci avem 6 bibani, deci nerăcaz FAV va fi 6. Posibile rămân tot 80, deci probabilitatea este 6 pe 80. Simplificăm prin 2 și ne va rămâne 3 pe 40. Iar la ce mic, probabilitatea să pescuiască un pește. Și știm că a pescuit 10 crab și 6 bibani, deci în total 16 pești. Deci, în, la ce mic, numărul de cazuri favorabile este 10 plus 6, adică 16. Deci, asta înseamnă că P va fi 16 supra 80. Putem să simplificăm prin 8 și o să avem 2 pe 10. Mai simplificăm o dată prin 2 și vom avea 1 supra 5. Acum să vedem ce înseamnă organizarea datelor. Sigur, ai văzut până acum măcar un tabel da? cu diferite informații pe baza cărora. S-a format o diagramă sau un grafic. Oare la cine ne ajută toate acestea? La a putea anticipa, poate, niște nevoi, poate pentru a vedea dacă un anumit proces a dat roade sau nu. De exemplu, nu știu, să facem un sondaj să vedem copiii dacă preferă ciocolata sau vanilia sau fructele pentru o cofetărie ca să știe ce prăjituri să facă pe viitor. Mă rog, ce tot vorbesc eu aici? Vorbim vânt. Hai să vedem și un exemplu. Avem așa, avem o diagramă. Și ce reprezintă? Reprezintă preferințele unor elevi dintr-o clasă în legătură cu sportul. Da, Dacă preferă să facă tenis, basket, fotbal sau handball. Deci, prin acest grafic ne putem da seama, după ce am colectat datele necesare, care dintre aceste sporturi este cel mai iubit de către elevi. Să vedem. Mai întâi trebuie să aflăm numărul de elevi din clasă. Unde o să mă uit? Păi tenis. Și cum o să citim? O să vedem că da prima noastră bară, așa se numește diagrama cu bară, este la 4. Deci, o să avem 4 plus. Apoi basket 6 plus fotbal 8 și handbal 2. Deci numărul total de elevi va fi 10 plus 10, 20. În clasă sunt 20 de elevi. Câți elevi preferă fotbalul? Ia să vedem. Păi la fotbal ne uităm, da? Avem 8 elevi. Apoi la ce mic? Câți elevi nu preferă tenisul? Deci ne uităm că tenis preferă 4 elevi, deci din cei 20 de elevi va trebui să-i scădem pe cei 4 care preferă tenisul și vom avea 16 elevi. Iar la demic mic ne spune să exprim exprimăm procentual fiecare preferință. Dacă ți-amintești la început, da, când spuneam că dacă vrem să aflăm un anumit procent, este suficient să facem acel raport. Dacă vreau să văd, cât la sută dintre elevi preferă tenisul? Trebuie să fac raportul 4 pe 20, deci 4 elevi din 20. Dar ca să obțin un raport procentual, trebuie să am numitorul 100, da? Și atunci o să amplificăm aici cu 5 și vom avea 20 pe 100, deci 20% preferă tenis. Apoi pentru basket. 6 elevi preferă basketul, da? Deci vom avea 6 pe 20. Va fi egal cu, amplificăm iar aici cu 5, deci 30 pe 100, deci 30% preferă basket. Apoi, pentru fotbal 8 elevi pentru fotbal deci vom avea 8 pe 20 amplificăm cu 5 deci vom avea 40 pe 100 deci 40% pentru fotbal iar handbal erau 2 elevi deci avem 2 pe 20 Amplificăm cu 5, 10 pe 100, deci 10%. Cum putem să mai aflăm acest procent? Din 100% putem să scădem 20, 30 și 40. Am văzut la ce ne ajută procentele și cum putem să vedem mai bine, de fapt, organizarea unei clase în funcție de preferințele elevilor la sport. Acum aș vrea să-ți mai povestești ceva, așa că hai cu mine. Astăzi zic că am fost puțin mai organizați, sau poate am învățat cum să fim mai organizați. Desigur că în statistică se folosesc mult mai multe date și formule mai complexe. Știi că în spatele sugestiilor de cuvinte pe care le ai atunci când scrii un mesaj se află probabilitățile? Sau că se folosesc atunci când vrem să observăm și să controlăm, poate pentru a eficientiza traficul într-un oraș, sau atunci când vrei să ghicești răspunsurile unui test grilă? ceea ce nu-ți recomand. Chiar dacă probabilitatea de a ne vedea într-o săptămână este de 3 pe 7, probabilitatea de a face matematică împreună la următoarea lecție este sigură. 100% voi fi aici, pe data viitoare. Dacă la lecția trecută am învățat care este cauza unei acțiuni, ei bine, astăzi la Limba și Literatura Română vom discuta despre scop. Maria ne va prezenta circumstanțialul de scop. Suntem la lecțiile despre limba română și mai exact la lecțiile despre părțile secundare de propoziție. Am aflat noi data trecută ce este circumstanțialul de cauză și dacă tot punem întrebări de genul din ce cauză, hai să vedem sau să căutăm de fapt și scopul din spatele unor acțiuni. Și azi discutăm despre circumstanțialul de scop. Ce este verbul, sunt sigură că știi deja. Dar ce înseamnă posibilități combinatorii ale verbului? Ei bine, vorbim despre părțile de vorbire sau de propoziție care se asociază sau care depind de verb. Ne amintim foarte repede despre ce înseamnă, de fapt, verbul. Verbele predicative și copulative, care au categoria gramaticală a modului, ocupă în enunț poziția de centru. Îndeplinim funcția sintactică de predica verbal, de exemplu. Elevul citește lecția sau de predicat nominal, format din verb copulativ și nume predicativ. Elevul este atent. În calitate de centru, verbul la modul personal se poate combina cu numele predicativ, adică o poziție sintactică distinctă în cadrul predicatului nominal ce intră într-o relație cu verbul copulativ și cu subiectul cărora li se subordonează. De exemplu, Elena este atentă. După structură, numele predicative se pot împărți în nume predicative simple, adică o singură parte de vorbire, și nume predicative multiple, adică mai multe părți de vorbire. De exemplu, copacul este înalt, înalt este un nume predicativ simplu, sau copacul este înalt și uscat, înalt și uscat, fiind un nume predicativ multiplu. Subiectul se află într-o relație de interdependență cu predicatul. De exemplu, elevul citește. Subiectul simplu este alcătuit numai dintr-o parte de vorbire precedată sau nu de articol. În cazul nostru, elevul. Subiectul multiplu e alcătuit din două sau mai multe părți de vorbire coordonate între ele. Elevul și eleva citesc, da? Elevul și eleva fiind un subiect multiplu. Subiectul mai are o tipologie și anume subiectul exprimat sau neexprimat. Subiectul neexprimat nu e prezent în propoziție prin părți de vorbire, dar poate fi dedus din context sau poate fi amintit prin propoziții învecinate. Subiectul inclus e dedus din desinențele verbelor de persoana întâi și a doua, singular și plural. De exemplu, mergeți la școală. Nu avem în mod clar exprimat voi, da, cine mergeți la școală voi, dar putem, ne putem da seama de acest lucru după desinanța lui mergeți. Pe de altă parte, subiectul subînțeles e cunoscut dintr-o propoziție anterioară sau va fi menționat într-o propoziție ulterioară. Predicatul subiectului subînțeles e un verb la persoana a treia, singular sau plural. De exemplu, acum se uită la film. Maria este o cinefilă împătimită. În prima propoziție, subiectul Maria este subînțeles pentru că aflăm în a doua propoziție că ea este o cinefilă împătimită. Verbul se mai află în relație cu diferite tipuri de complement care se subordonează verbului și intră în alcătuirea grupului verbal. Complementul direct, complementul prepozițional sau complementul indirect. De asemenea, mai avem diferite tipuri de circumstanțiale care intră în componența grupului verbal: de loc, de mod, de scop, de cauză sau de timp. Despre circumstanțialul de cauză am discutat noi, așa că astăzi vorbim despre circumstanțialul de scop. Circumstanțialul de scop este subordonat unui verb, arătând scopul sau finalitatea pentru care se realizează o acțiune, și poate depinde de un verb care are categoria modului sau de o formă verbală nepersonală. Întrebările la care răspunde sunt cu ce scop sau în ce scop. Hai să vedem mai departe. Circumstanțialul de cauză poate determina un verb, o locuțiune verbală, o interjecție predicativă sau un adjectiv. Ci hai să ne gândim la câteva exemple. Hai să începem cu începutul, și anume cu verbul. Se luptă pentru împlinirea visurilor sale. Da? Cu ce scop se luptă pentru împlinirea visurilor? Hai să vedem mai departe și o locuțiune verbală. El a ținut minte exercițiul spre a-l rezolva mai târziu. Cu ce scop a ținut minte exercițiul spre a-l rezolva mai târziu? O interjecție predicativă. Hai la plimbare. Cu ce scop hai la plimbare? Și, în fine, un adjectiv. Era mereu atentă pentru a înțelege lecția. Cu ce scop era mereu atentă pentru a înțelege lecția? Bun. Acum că am văzut ce anume determină circunstanțialul de cauză sau care sunt termenii regenți, hai să vedem prin ce poate fi exprimat un circumstanțial de cauză. Și o să ne gândim împreună la niște exemple. Și avem în primul rând un substantiv sau un substitut al acestuia precedat de o prepoziție. Au muncit și găsim noi aici un exemplu pentru ajutorarea comunității. Da? Cu ce scop au muncit? Pentru ajutorarea. Încă un exemplu. Discutăm na, 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 unei soluții. Discutăm pentru găsirea unei soluții. Și în fine, în ultim exemplu, învăț, na, 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 de a ști. Învăț cu scopul de a ști. Da? Mai evident decât această construcție, nu cred că se poate, da? Cu ce scop? Cu scopul de a ști. Bun. Mai departe, Circumstanțele de cauză mai poate fi exprimat prin pronume personal în cazul acuzativ. Tu ai muncit toată viața pentru el, da? Cu ce scop ai muncit toată viața pentru el? De asemenea, putem avea un pronume de politețe în acuzativ. Ei au trudit toată viața pentru Dumnealui. Bun. Mai departe. Pentru că n-am terminat modurile prin care poate fi exma circunstanțială de cauză și avem noi un numeral cu valoare pronominală în cazul acuzativ. Am trei examene și na, 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 am citit sute de pagini. Și putem să spunem, am trei examene și pentru cele trei, pentru cele trei, am citit sute de pagini. De asemenea, mai avem infinitiv cu prepoziție. Lucrează pentru a ajuta comunitatea. Pentru a ajuta. Da? Vă amintiți și exemplul din uh, prim, uh, primul slide. Și În fine, verb la supin. Au plecat, na, 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 struguri. Cu ce scop au plecat? Hai să spunem, la cules struguri. Bun. Câteva observații despre circumstanțialul de scop. Poate sta înainte sau după elementul de care depinde. Atunci când stă înaintea acestuia, circunstanțialul de scop se desparte prin virgulă de restul comunicării. De exemplu, pentru a reuși, virgulă au făcut eforturi mari. Nu se desparte prin virgulă circunstanțialul de scop exprimate prin formă verbală nepersonală de supin. Bun, acum că am trecut prin teorie, hai să vedem și câteva exerciții. Citește cu atenție afirmațiile de mai jos. Dacă afirmația adevărată bifează litera A, dacă afirmația e valsă, bifează litera F. Complementul circumstanțial de scop poate avea ca element regent un verb, o locuțiune verbală sau o interjecție predicativă. e un verb, am văzut că uh, există aceste cazuri, o locuțiune verbală de asemenea sau o interjecție predicativă și aceasta poate fi un termen regent, așa că încercăm A de la adevărat. Părțile de vorbire prin care se poate exprima circumstanțialul de scop sunt verbele la moduri nepersonale, substantive, locuțiune adverbiale, pronume nehotărâte, posesive, demonstrative, personale, relative, negative. Bun, am văzut noi câteva exemple în paginile anterioare, în exercițiul anterior, așa că vom bifa fals. Circumstanțialul de scop are ca întrebări. În ce scop? Cu ce scop? Pentru cine? Și pentru ce? Și punem aici un semn al întrebării. Într-adevăr, întrebările la care răspunde pot fi în ce scop sau cu ce scop, dar pentru cine, pentru ce, sunt întrebări ale complementului prepozițional. Așa că încercăm litera F. Și trecem la următorul exercițiu. Citește cu atenție următoarele enunțuri și completează tabelul de mai jos după analiza atentă a fiecărui enunț. Astăzi merg la bibliotecă pentru a împrumuta două cărți. Hai mai întâi să identificăm predicatul, da? Merg. Astăzi merg. Pune întrebarea. Cu ce scop merg? Pentru a împrumuta. Bun, și trecem la tabel, să vedem ce ne cere. Circumstanțialul de scop, întrebarea potrivită și elementul regent, da? Deci, circumstanțialul de scop este pentru a împrumuta, împrumuta. Întrebarea potrivită este: Cu ce scop? Și elementul regent este: Merg. Bun. Hai să vedem și celelalte întrebări, celelalte enunțuri. Colega mi-a dat o mână de ajutor pentru a termina la timp proiectul. A dat o mână de ajutor, da? Avem o locuțiune verbală. Cu ce scop mi-a dat o mână de ajutor? Pentru a termina Și trecem la tabel Da? Circumstanțialul de scop Pentru a termina Termina Întrebarea este cu ce scop? Și elementul regent este A dat o mână de ajutor. Bun. Și mai avem două exemple. Hai și voi la cules de struguri. Hai, o interjecție predicativă la cules. Ia să vedem. Circumstanțialul de uh, scop este la cules. Da? Uh, întrebarea potrivită, în ce scop? Și elementul regent este hai. Și, în fine, ultimul exemplu, venind pentru a ne certa, ne-am speriat. Uh, cu ce scop, da? Pentru a ne certa. Și vedem că, de această dată, avem un uh, verb la mod nepersonal. Da? ca element regen. Și vom începe cu acesta, pentru că ne e la îndemână, da? venind. Da? Și avem aici pentru a ne certa. Pentru a ne certa. Și din nou, în ce sau cu ce scop. În ce scop. Bun. Și acesta a fost exercițiul. Trecem la următorul. Completează spațiile punctate pentru a completa enunțurile conform indicațiilor Am plecat la mare, un scopul, și trebuie să căutăm un substantiv, hai să zicem un scopul relaxării, da? Relaxării Ei se pregătiseră intens în vederea, trebuie să căutăm totul substantiv, în vederea ă, examinării, da? Examinării Bun. Cu ce scop se pregăti să în vederea examinării. Și am fost voluntar în proiect spre și din nou în substantiv copiilor nevoiași. Haia spunem spre uh, beneficiul da? sau spre întreajutorarea, puteți căuta ce substantiv credeți voi că s-ar potrivi aici. Mai departe avem același exercițiu dar trebuie să căutăm alte părți de uh, vorbire. Pentru am un pronume demonstrativ, am făcut atât de multe. Sacrificii. Hai să căutăm un pronume demonstrativ, hai să spunem pentru uh, ceilalți, da? Pentru ceilalți am făcut atât de multe sacrificii. Scrie pentru și avem un verb la infinitiv. Scrie pentru uh, a progresa. Bun. Face demersul respectiv în folosul celor, și aici să căutăm un numeral în celor trei, să spunem, da, ne trebuie un numeral cu valoare uh, pronominală, și în fine prăjitura a fost pusă la, și avem un verb la participiu, îi spunem la uh, răcit. Și hai să vedem și ultimul exercițiu. Identifica la nivelul fiecărui enunț circumstanțial de scop și stabilește partea de vorbire prin care exprimă, respectiv elementul regent. Soluționase corect problema pentru a nu mai lucra din nou. Vedem. Cu ce scop, da? pentru a nu mai lucra? Și soluționase. Soluționase temnul regent, da? este un verb predicativ, și pentru a nu mai lucra este un circunstanțial de scop, exprimat prin uh, verb la infinitiv, alături de prepoziție. Poftim materialul pentru a nu te mai plânge că nu ai ce lucra. Poftim da? pentru a nu te mai plânge. Poftim este o interjecție predicativă, da, elementul regent, pentru a nu te mai plânge este circumstanțialul de scop exprimat prin verb la infinitiv De asta n-a venit în vizită, pentru a ne arăta că s-a supărat Bun, pentru a ne arăta, da, deci cu ce scop n-a venit Din nou, termen regent, un predicat verbal, circumstanțial de scop exprimat prin uh, verb la infinitiv și în fine s-a dus la piață pentru a cumpăra fructe și legume. Pentru a cumpăra un circumstanțial de scop exprimat prin verb la infinitiv și s-a dus un verb predicativ care este termenul regent. Și aceasta a fost lecția despre circumstanțialul de scop. Uh, vedeți că este diferit de cel de cauză, da, avem întrebări complet diferite De obicei există uh, tendința să, să ne încurcăm în circunstanțele de scop și cel de cauză Dar vedeți că avem întrebări diferite, avem funcții diferite și modalități diferite de așezare în propoziție Așa că sper că este totul mai clar pentru tine Pe data viitoare, nu uita că numai întrebările nepuse nu au răspuns, așa că fii curios O zi bună! Până să ne luăm la revedere, eu vă invit să scanați acest QR code care vă duce pe canalul nostru de YouTube în playlistul After School, unde o să vedeți absolut toate lecțiile, iar dacă ați ratat voi freuna, puteți să o revedeți acolo, să recapitulați ce nu vă este vouă clar. Sunt Ionuț, proful vostru de dirigenție și ați urmărit After School Învățăm Împreună!